e o discuție pentru pacienții care sunt asimptomatici, nici de cum pacienții care au alte patologii. Cei care sunt cu probleme mai, să spunem, mai serioase de sănătate pe lângă COVID, să-i păstrăm în secția de boli infecțioase, plus corpul e al Spitalului Județean. Acolo unde avem posibilitatea mai multor echipamente medicale, și aici mă refer la oxigen, terapie intensivă, pentru a le da primul ajutor cât mai repede. Deci nu vorbim de transferul unor pacienți care au probleme de sănătate grave, ci doar cei care sunt asimptomatici, confirmați cu COVID-19 și pe final de tratament. Dar, practic, care este capacitatea pe care o pot acoperi Spitalul Județean, adică boli infecțioase, plus corpul E? Păi, nu știu, în corpul C sunt 68 de paturi, în corpul E sunt vreo 80. Dar, v-am spus și repet, în aceste 80 de paturi intră și paturile de la terapie intensivă și paturile pentru copii, confirmat COVID-19+, cazurile medicale.